Salutare, prieteni, Alin Grigore sunt, iar voi tocmai ați venit la Spotlight Superliga, o emisiune marca Fanatic, o emisiune care va analiza controversele din ultima etapă din Superliga. De la parizerul mâncat de Dan Șucu în drum spre Craiova și până la lacrimile descătușării ale lui Bogdan Andone, totul va fi analizat aici, la frumoasa noastră emisiune. Bineînțeles, nici de celebrul sistem VAR n-am uitat. Vom vedea ce s-a greșit, unde s-a greșit. Vom analiza împreună cu celebrul deja, Vivi Răchită. Mulțumesc, Vivi, pentru prezența ta. Te salut, Alin, bine. Ce faci, Vivi? Să începem bine, ca zicem așa, deși n-am început bine, că uite, am întârziat puțin și le cer scuze tuturor urmăritorilor noștri care au intrat deja la ora 15, dar înaintea noștri au fost cei de la Rapid și vin cu mărfarul. Vin cu mărfarul, merg mai greu. Mai greu cu trenul. Da, și s-a și greu de la parizel, la stomac. Și au avut probleme. Acum depinde de care parizer a fost, dacă a fost de pui sau de porc. Acolo, uite, nu s-a dezbătut deloc treaba asta și de-aia suntem noi aici. Da. Vom avea foarte multe evenimente de dezbătut astăzi, Vivi, nici... Da, mă uit la toate meciurile, mă updatez atunci când sunt cursuri pentru licența pro, am licența pro de 17 ani, dar am observat că ca să câștigi campionatul României, nu știu, licență. Păi ce să-ți trebuiască licență? Tu n-ai văzut deja... Uite, începem în forță. FCSB cu Farul. Mai da. Bine spus, Farul FCSB. Doi patroni pe bancă. Doi patroni, corect, dar unul cu niște licențe, cu niște fotbal în spate. Cu niște fotbal în spate, Real Madrid, Barcelona. Un pic peste celălalt antrenor. Și a câștigat cel din sufragerie, nu? Incredibil. Da, un meci care, pe care l-a câștigat fără să convingă. Deci, într-o fază fixă. Un rezultat de egalitate era mai normal, Faro a fost echipa care a fost pozitivă, care a avut mai multe ocazii, dar așa se întâmplă, o fază fixă rezolvă un meci. Ai deschis subiectul despre faze fixe. Mi se pare că FCSB-ul în ultima vreme, acum lăsând gluma la o parte, chiar a început să exerseze treaba asta cu fazele fixe, ceea ce eu nu vedeam asta până acum un an, când a venit FCSB-ul Haralam. S-a uitat în anii trecuți la Dan Petrescu cu CFR-ul, da? Când câștiga dintr-o fază fixă 1-0, fără multă boemie și câștiga și campionate. Cred că aici s-a schimbat foarte mult în mentalitatea celor de la FCSB. Deci tu vrei să spui că, de fapt, Gigi Becali l-a urmărit pe Dan Petrescu. Da, dacă n-a putut să-l ia pe Dan Petrescu ca antrenor, a luat metodele lui Dan Petrescu. Apropo de treaba asta cu antrenorii, există discuția asta. Ar trebui desființată școala de antrenori dacă Gigi Becali chiar va lua campionatul? Eu, Alin, am spus asta de câțiva ani. Anul trecut chiar mi-am pus licența la bătaie, că nu va câștiga FCSB-ul campionatul. Am avut încredere mare în Gică Hagi. Anul ăsta, după cum am văzut că începe campionatul și ce loturi sunt, n-am mai avut curajul, pentru că am spus, cred eu, că anul ăsta este anul FCSB-ul. De la început nu mi-am pus licența la bătaie și se pare că am dreptate. Mă uitam la primele 6 echipe. Din 6, doar 2 antrenori români. Da. Doar 2 antrenori români, mă refer la Hagi și la Mutu. Bine, că l-avem și pe al treilea pe FCSB, pe Gigi, care este antrenorul de facto al echipei, dar echipa o pregătește tot un antrenor străin, Haralambos. Ai văzut, de fapt, care a fost știrea cu adevărat știre de după meciul Faro FCSB? Sunt curios, ai observat? Că a făcut schimbarea? Nu, că până la urmă ne-am obișnuit că Rada Slavescu este schimbat, că și Hagi a făcut atâtea schimbări în minutul 20, minutul 30. Știrea, dacă mă întreb pe mine de după meciul ăsta, este ce a făcut Kirikeș. Kirikeș, după meci, a rămas singur acolo, pătrânel, frumos, s-a descălțat și a luat niște adidași și de ăștia mai de alergat. Și 20 de minute a alergat în jurul terenului, alergare ușoară, pentru acumularea fizică. Da, ce spune asta despre un jucător? Că este profesionist, că a jucat la Tottenham, că a jucat atâția ani în Italia și că își dorește foarte mult să revină la o formă care să-i permită reîntoarcerea la echipa națională. Și noi aici, la Fanatic, discutam înainte de meciul cu Rapid FCSB. Kirikeș era ap de joc și Gigi Becali intră și a spus că nu va juca Kirikeș, că va juca Ovidiu Popescu. Și mi-a spus, m-a întrebat pe mine, Horia, tu ce ai zis? Eu aș juca cu Kirikeș, pentru că Kirikeș are atâta experiență, atâta valoare, încât din poziționare poate închide culoare de atac ale rapidiștilor. Nu s-a jucat cu Kirikeș, uite că s-a jucat cu Kirikeș contra campioanei și a demonstrat Kirikeș că îl poate poziționa și pe Daua și pe Enghezana. Deci Kirikeș este cel mai mare câștig, cel mai bun transfer făcut în timpul campionatului de FCSB. Dar te întreb eu acum pe tine. Rada Slavescu, dacă l-a văzut pe Kirikeș afară, nu putea să vină el
pur și simplu să zică la Kirchner, bă, hai, vin și eu cu tine, să alerg și eu cu tine, chiar dacă am fost scos, chiar dacă am fost, știm cu toți cine m-a scos, îmi știu valoarea, hai să arăt că și eu pot să fiu ca tine, și eu pot să mă dăruiesc, chiar dacă n-am putut în teren, n-am fost în stare sau nu am fost cumva lăsat, să zic așa, hai să arăt că am vână, că vreau, nu că pot. Poate, nu putea, pentru că își dăduse deja cu spray, cu gel pe cap, făcuse duș, era greu să mai să îmbrace din nou în echipament, să ajungă ăsta. Păcat de copil, pentru că atunci când era la Hagi, juca și era unul dintre cei mai tineri jucători care era titular la Faru, eu cred că a făcut o mare greșeală, Radu, s-a văzut când în vară a fost fătuit să meargă la o echipă unde să joace. Uite cum face Musi. Musi la Petrolul joacă titular, este jucătorul care, în afară faptului că menține regula Under-21, dar cred că poate juca și pe valoare și se va întoarce cu meciuri în picioare, cu experiență la FCSB. Tu ce le-ai sfătuit pe Radu Slavescu acum, să plece. În momentul ăsta? Să plece oriunde. Superliga sau? Superliga sau la o echipă din străinătate, dar unde să joace? Pentru că are 20 de ani, nu mai are 16 ani, 17 ani, uităm la mine, Yamal, de exemplu, la Barcelona, unde joacă la Barcelona. Dar este un copil care a fost, din punct de vedere psihic, a fost călcat în picioare. Dacă el nu își va reveni în câteva luni, din acest punct de vedere, eu zic că nu va mai deveni un jucător care poate fi important pentru campionatul românesc. Ție s-a întâmplat vreodată să fii schimbat, hai, în prima repriză, nu neapărat în minutul 28? Nu, hai, spun-o acum dacă... Nu, pentru că eu tot timpul am avut antrenori pe bancă, nu în sufragerie. Deci, la echipele care am jucat am avut antrenorii pe bancă. Bun, deci asta face diferența. Asta ar putea face diferența, nu? Dacă da. Ai un antrenor... Un antrenor cu personalitate, un antrenor care are și un antrenor care să gândească, mă, dacă îl schimb pe Radu, să vezi, cu minutul 28, mai erau 12 minute până la pauză. Era și pe terenul la care el a crescut, la echipa la care a crescut, de unde a venit. Ce mai sunt? Dacă mai erau 12 minute, se întâmpla ceva în 12 minute, tot 0-0 la pauză era. Schimbă la pauză, să nu-l distrugi din punct de vedere psihic. Dar știm ce se întâmplă la FCSB. Așa că nu mai are rost. E vorba de afacerea lui Gigi Becali, de modul în care el conduce. Stăpân, și de sufletele a câtorva milioane de oameni. A câtorva milioane de oameni care unii nu sunt de acord cu metodele lui, dar iubesc echipa și merg în continuare cu ea. Voiam să te întreb și am să te întreb și eu n-am să înțeleg niciodată de ce, mai ales fotbalistul român, simulează în ultimul hal. Vezi cazul Octavian Popescu, omul intrat în locul lui Radu Slavescu, care a simulat la faza în care... Deci atenție, n-am făcut captură pentru a le prezenta oamenilor, de rușine. Nu ai cum să simulezi în halul acela și să ceri ce? Ce să ceri? Să încerce să ceară o lovitură liberă, un penalti, ceva, pentru că neavând realizări din punct de vedere al jocului, al paselor, al șuturilor, încearcă prin scoaterea unei lovituri libere sau unei lovituri de pedeapsă să spună, uite, am scos eu lovitura asta de pedeapsă și câștigă echipa, mi-am adus aportul la victoria echipei. Dar ne uităm la toate meciurile care se dau pe canalele de sport în Anglia, în Italia, în Franța, nu există asemenea lucruri. Dacă un jucător în Anglia face ce face Octavian Popescu în România, îl huide și proprii suporteri. Pentru că acolo e vorba de fair play și de munca de fotbalist profesionist. Legat de fotbalistul profesionist și de antrenorul profesionist, hai să-ți mai dau un an. Nu știu dacă ești la curent, dar Gigi Becali a anunțat la Fanatic Superliga, la colegii noștri, la emisiune, cea mai tare chestie, Înghezana fundaș dreapta. Bine, înțeleg că a mai jucat fundaș dreapta unde a jucat el înainte, dar fundaș dreapta, practic, prima oară cu Craiova ar trebui să fie. Se gândește că să-l blocheze pe Mitriță. Dar Gigi Becali nu se uită foarte atent la meciurile Universității Craiova, pentru că Mitriță pleacă din zonă. Începe ca aripă stânga, dar pleacă, migrează spre centru, de unde a dat și pasa de gol la meciul cu Rapid. Nu? Din centru i-a dat pasa de gol lui Bayram. Nu rămâne acolo. Acolo, pe zona aceea, vine mai mult Bancu, pentru că o să joace Bancu, cred, sau alt mijlocaș. Deci Mitriță degeaba îl joacă cu Înghezana fundaș dreapta și să încerce să joace cu Daua și cu Chiricheș fundaș centrali, pentru că dacă vrea să-l blocheze pe Mitriță, trebuie să-l blocheze prin mijlocașii centrali, Șut și Lixandru. Și Mitriță, dacă intră în centru, îl găsește acolo pe Undaua foarte, foarte lent. Foarte, foarte lent, dar Undaua care l-are lângă el pe Chiricheș, care Chiricheș, din punct de vedere
al închiderii spațiilor și al dublajului este la un nivel foarte înalt. Am numărat, sper să nu mă înșel, undeva la 15 intervenții ale lui Chiriche și în meciul ăsta cu Farul. Intervenții foarte bune, intervenții în care nu l-a lăsat deloc pe Luis Munteanu să respire. Da, Luis Munteanu cam a dat de... De tătuc. De tătuc, da, de nașul lui. A avut un tătuc. Da, pentru că, așa cum spuneam, jucând în Italia, jucând în Anglia, jucând atâția ani la echipa națională, ca fundaș central am fost și eu tot același post am jucat. Deci trebuie foarte multă minte, să anticipezi, să gândești distanțele, să vezi unde traiectoriile balonelor unde se duc. Nu trebuie alergat foarte mult, cum ai, exemplu, fundaș dreapta, să faci învăluiri, să centreze. Și Chiricheș i-a studiat jocul lui Luis Munteanu, a studiat jocul Farului și a închis toate culoarele. Păcat de aceea alunecare în... Vezi, cunoaște că nu ești la 100%, pentru că dacă era Chiricheș 100% din punct de vedere fizic, acea alunecare în lateral lua mingea, nu piciorul adversarului. Bun, FCSB, locul 1, se spune că va câștiga campionatul, pentru că este destul de dificil să-l mai câștige altcineva. Sunt 7 puncte deja față de Craiova. Plus înjumătățirea, deci 8 puncte. 8 deci puncte, e singura exact. Echipă care nu exact. Are dar noi, fiind niște buni români, ne gândim ce fac echipele astea în cupele europene, pentru că ne uităm la FCSB și ne uităm că pe margini, pe partea de fundaș dreapta, fundaș stânga, este dezastru. Fundaș dreapta este Crețu, care așa este și antui. A fost dat afară de 10 ori. Zici că este, Crețu este Nicolo Napoli al FCSB-ului. Dat afară adus. Nu crezi că va rămâne și în staff, Crețu? S-ar putea să rămâne și în staff, îl da afară, iar îl aduce. Deci va fi asta. Da, pentru că s-a încercat. Este Pantea, care era și regulă Under 21 acolo. Dar Pantea, în ultima perioadă, pierduse echipa, pentru că nu mai avea jocul consistent. Și accentat acum. Și accentat, dar nu mai avea acel joc consistent. Mai era încercat Octavian Popescu, Ovidiu Popescu, fundaș dreapta. La un moment dat ții minte că erau vreo 5-6 fundași dreapta. Cu Bel, Iordache, cu... Acum, sincer. Dacă îi pui pe toți la un loc, poți face unul de Doamne ajută? Nu jignim pe nimeni, Doamne ferește. Dar poți face unul cu care să mergi în Conference League, nu spun Champions League, nu spun Europa League. Adică noi ne gândeam înainte să prindem primăvara europeană. Acum încep în iulie calificările și ne gândim să ajungem în august. Nu ne mai gândim să ajungem, să trecem un tur, două, acolo. Pentru că nu mai avem echipele de club la nivelul anilor trecuți. De ce? Și din cauza jucătorilor români, dar mai ales datorită jucătorilor străini aduși cu... trenul cu camioane de jucători străini de slabă factură valorică. Trecem de pe partea dreaptă, mergem pe partea stângă, unde începând cu vara acestui an vor fi mari probleme. Radunovici pleacă. Da. Și acolo ce avem? Ce avem? Panțărul. Panțărul ce a făcut acum două, trei seri. Deci este incredibil ce poate face acest Panțărul. Panțărul care, din informațiile mele, nu va mai juca niciodată la fotbal la nivel înalt, nu va mai juca niciodată fotbal în Superliga, decât într-un ritm foarte, foarte lent. El, conform fișelui medicale, la ora la care vorbim noi acum, nu mai poate avea vivitul, trebuie să știi mai bine, sprinturile alea, zvâcul ăla, știi, pe care trebuie să aibă un fundaj, mai ales un fundaj lateral. El nu mai are treaba asta. Probabil că în musculatură din cauza accidentării. Există țesut adipos, acid lactic și nu mai poate face sprintul. Nu mai permite corpul. Da. Dar se pare că nu numai corpul, ci și capul. Pentru că totul pleacă de la cap. În urmă cu 2-3 nopți, el se înjura cu doi youtuberi pe YouTube, pe un live de YouTube, în care au folosit mai multe cuvinte mai urâte, să le zicem așa, jignitoare și așa mai departe. De ce? Pentru că acei doi youtuberi i-au sunat soția lui Panțărul în miez de noapte. Deci ca să înțelegeți în ce cer de ăsta se învârte Panțărul, se înjură pe internet. Noaptea la 12:01 noaptea, tu ești accidentat, avea și mâna ruptă, că le spunea oamenilor, le spunea celor pe live, de pe live, că da, am o atelă, nu pot să ies afară, nu pot să merg cu voi, că ea îl chemau, nu știu pe unde îl chemau, nu pot să ies cu voi, că am atelă. Eu și... cred că nu mâna avea în gips și creierul. Dacă ajungi tu ca fotbalist profesionist la o cea mai iubită echipă, nu conform ultimele sondaje, să ajungi pe internet cu asemenea expresii, pentru că se uită suporterii, se uită oamenii de fotbal, ce face Panțurul la ora 1 noaptea, nu? Sâmbăta, cu o seară înainte de meci. El se înjură cu oamenii de pe internet. Deci Panțurul în partea stângă
Deși Gigi acum 3-4 ani spunea că cel mai bun fundaș stânga din Europa, da? Bine, dar lui Gigi s-a demonstrat că dacă nu stă mintea la fotbal, ajunge să fie o speranță dusă la nivel de Liga a doua. Ce fundaș stâng ar putea transfera din România FCSB? Adică ce vezi tu? Te uiți așa în Liga I, mai ales că, atenție, problema la națională este tot fundașul stâng. Ce poți să transferi? Nu ai pe cine, pentru că hai să ne uităm la Craiova este bancul care nu va veni niciodată la FCSB, la CFR Cluj, nici nu mai știu dacă este Camora, Manea, cine mai este pe acolo. La Sepsi sunt cei doi, Ștefan și Dumitrescu, care nu mut. La Farul Constanța, nici noi nu știm cine mai este fundaș stânga. Chichi nu joacă, se joacă cu, la un moment dat, joacă Boli, joacă Popescu. De unde se iei? N-aveam, era acest Ticu, care acum câteva luni era în vizorul și echipei naționale de la Petrolul, dar este într-o pasă proastă și el, nu știu, de atunci, cred că după aceea l-a accidentat pe jucătorul de la Sibiu, a revenit cu probleme și din punct de vedere fotbalistic și uite că nu mai este la nivelul care îl ducese chiar în preajma echipei naționale. Deci nu există tot un jucător din străinătate, probabil. Dar nu înțeleg de ce nu-i prelungește contractul lui Radunovici. Pentru că nu-i place lui Gigi de el. De ce nu-i place? De ce nu-i place? Pe ce nu-i Gigi place? Ce are omul ăla? Când îi pică lui Gigi pe un jucător și a spus-o și Meme Stoica, nu poți să-l mai întorci. Da, nu poți să-l mai întorci, pentru că Gigi decide acolo tot. Chiar dacă staff-ul vine cu analize, vine cu cifre în care se demonstreze că Radunovici este printre cei mai buni fundași stânga din România, ca cifre, dacă lui a picat că nu-i place de Radunovici, pleacă. Te încheiem tot cu Gigi, subiectul FCSB. Vezi, nu prea au fost controverse la FCSB. A fost un meci liniștit, un meci da, unde cumva FCSB-ul mai mult a apărat acel egal și dacă a prins ocazia a marcat prin șut. Încheiem cu Gigi, care la Fanatic Superliga a declarat astăzi că vrea să-i facă 60.000 de euro lunar salariul lui Florinel Coman pentru a-l convinge să rămână la FCSB și nimeni să nu-i plătească clauza de 5 milioane de euro. Cu condiția să se califice în grupele Champions League. Adică niciodată. Deci atât cu... Haideți să ne gândim, să plecăm din turul 1, 2, 3, ajungem în turul 3, dăm peste echipe din Franța, din Spania, din... În play-off Champions League poți să dai peste Milan, nu? Sau peste Tottenham. Da. Ai vreo șansă? N-ai nicio șansă cu ele. Ca să te califici în grupele Champions League, e mai greu decât a câștigat Steaua în 86 Cupa Campionilor. Acum, la momentul ăsta, bugetele pe care le au echipele din vest și comparate cu bugetele noastre. Deci, Gigi, pe care îi va face Florinel Coman 60.000 de euro pe lună, în altă viață. Dar FCSB se poate califica în vreo cupă, în grupele vreunei cupe europene în momentul ăsta la care vorbim? Adică, nu. Cu lotul pe care le are acum? Nu, în niciun caz. FCSB-ul, Gigi, dacă vrea să facă o echipă pentru grupele Conference League, să zicem, trebuie să mai investească, să aducă 2-3 jucători de valoare din străinătate care să facă diferența. Din păcate, la FCSB acum nu sunt jucători în afară de Florinel Coman când este în formă care să facă diferența. FCSB nu are încă un vârf de atac. De-aia și câștigă cu 1-0. Pentru că nu are un vârf de atac. Să joci cu Tavi Popescu vârf de atac este o blasfemie la adresa fotbalului. Încearcă cu Florinel Coman, cu Băluță, dar nu sunt vârfuri de atac care să ducă FCSB-ul într-o cupă europeană. Vorbeam la începutul emisiunii despre celebrul Pariser, dacă a fost de pui de porc. Vom vedea în curând și o frumoasă imagine realizată de colegii noștri de la Gazeta Sporturilor, o imagine cu Dan Șucu mâncând Pariser pe capota unei mașini. Da. Eu cred că asta este cea mai tare imagine de după momentul în care Gigi Becali repara Maybach-ul cu Ranga. Dar vedem și pe băiatul lui Dan Șuc, îl vedem pe Victor Angelescu, pe Corsicanu. Da, o imagine care este pitorească așa. Din păcate pentru toți cei pe care îi vedem în poză când s-au întors... Cred că n-au mai oprit nici măcar pentru un suc la nicio benzinărie. Informațiile mele înțeleg că ar fi oprit. Cred că chiar la această benzinărie a oprit, dar pe sensul opus de mers.
Fără parizer, fără salam. Fără parizer... Cred că au mâncat praz. Au mâncat doar prazul pe care l-au luat de la Craiova. Știu că s-au întâlnit suporterii cu jucătorii la benzinărie. Jucătorii erau cu capul plecat, erau triști, supărați, normal, că nu s-au dus în club cum s-a întâmplat la Iași. Da, ar fi culmea acum. Dar n-au existat incidente, ceea ce este foarte bine. Dar uite-te aici, ce vrea să semne această imagine? Deci Corsicanu între Angelescu și Șucu. Și lângă Șucu, fiul domnului Șucu, da, nu? Da, fiul cel mare al domnului Șucu, care joacă tot la Rapid. Ce să însemne? Că o apropiere între patronat și suporter pentru ceea ce s-a întâmplat cu Bocciu. Da? Deși eu, dacă eram patronul clubului sau acționar sau antrenorul clubului, pentru lipsa de susținere de la meciul cu Farul, eu le-aș fi reproșat acest lucru suporterilor, pentru că au dus la pierderea unui meci, venind după 4-0 cu FCSB-ul, galeria a făcut grevă și n-am înțeles de ce echipa a trebuit să sufere pentru această situație care s-a întâmplat cu Bocciu și nu au încurajat echipa. Puteau să facă 5 minute, 10 minute un protest, după care să încurajeze echipa. Uite că nu s-a încurajat deloc și știm la fel de bine că pe Giulești Rapidul joacă în 12 jucători, pentru că în galeria, suporterii, nu numai galeria, ci și tribuna întâia, tribuna a doua, sunt aproape de jucători și susțin. Hai să ne uităm un pic la imaginea asta, pentru că sunt câteva detalii foarte, foarte interesante. Mă uit la cutiile acelea de mâncare și mă gândesc dacă catering-ul a fost inclus la treaba asta? Caserolele sunt cam noi. Noi și fii atent, nu știu, nu se vede în imaginea asta, am văzut și alte imagini. Parizerul este așezat perfect la nivel. Da. Adică este cum ar trebui să fie. Da, am văzut mobil va fi de la MobExpert când am văzut pe ce a așezat. Asta nu știm, dar încă un detaliu legat de Dan Șucu, am văzut o altă imagine în autocar, el pe rândul 2, în timp ce în față era Corsicanu. Asta da. Dacă ar fi să, că suntem și acum în perioada alegerilor, o gândești cumva așa psihic și psihologic, te gândești, bă, înseamnă că Corsicanu este liderul, Corsicanu este cel mai tare de acolo, iar organizatorul. Domnul Șucu cumva a rămas pe rândul, uite, vezi? Da. Era mai în spate și domnul Cristescu, care am înțeles că a adus câteva sute de mici, nu? A pus și la bătaie câteva sute de mici. Da, a fost ceva inedit, dar așa cum a anunțat domnul Șucu, a fost prima și ultima oară când s-a deplasat împreună cu galeria la un meci în deplasare. Da, și din păcate pentru domnul Șucu s-a încheiat seara foarte trist și imaginile prezentate de Prima Sport, aceasta este o captură de la Prima Sport, arată exact o față tristă, o față total... Se vede că a suferit, pentru că la 1-0 pentru echipa ta, imediat Craiova ia cartonaș roșu, să nu poți să menții și să vrei să fie echipă de titlu și cred că și-a dat seama și domnul Șucu că anul ăsta e compromis. Da, ce s-a rupt la Rapid de a devenit o echipă oarecare din play-off? O echipă care... Bine, și înaintea play-off-ului ai văzut că au luat bătaie de la Botoșan și au învins FCSB-ul fără nicio problemă. N-a avut lider în teren. Săpunaru a fost pe bancă, acolo la 1-0 și jucătorii și 11 contra 10, jucătorii se relaxează. Subconștientul lucrează și se relaxează. Și gata, am câștigat meciul. Avem 1-0, ei au luat roșu. Acolo trebuia să fie un lider care să îi trezească, sau de pe bancă, să-i trezească, băi, nu s-a terminat meciul, mai sunt 35 de minute de joc, se poate întâmpla orice la fotbal. L-au pe Mitriță, care Mitriță poate decide un joc, pentru că este un jucător fantastic. Haideți să jucați în continuare, trebuia să țină mingea, trebuia să paseze, nu știu, mi se pare, atunci, sau cum s-a dus la interviuri după meci, capitanul de conjunctură Iacob, să spună că ei nu știu să joace 11 contra 10. Este incredibil. Incredibil. Dar să fac antrenamente, să fac și sunt la licențe, vin rectori care îți spun că în ciclu săptămânal să introduci jocuri cu un jucător mai puțin la o echipă, să încerci să desfaci acea echipă care, bineînțeles, 10, te aperi mai grupat, ești mai atent.
poate de cei 11 care sunt relaxați, gata, îi batem din engleză. Uite că s-a întors meciul împotriva lor. Legat de liderul din echipă, așa cum ai spus și de Mitriță, dar rămânem puțin la Săpunaru. Au scris colegii noștri la Fanatic ieri că Săpunaru atât de, să nu spunem, între ghilimele să zicem, nebun, adică nebun de fotbal și dornic de a intra pe teren este, încât are probleme la tendon, însă el vrea să joace în partida următoare cu CFR Cluj. Chiar, da. Orice risc. Fundașul central Vivi Răchită. Ce l-ar sfătui pe fundașul central Săpunaru? Să nu-și pună care era în pericol, pentru că eu cred că... Deja a ajuns la 40 de ani, probabil de aia vrea să tragă. În România, Săpunaru mai joacă 2 ani. 2 ani? La ce fotbal avem noi? Săpunaru mai joacă 2 ani în România. 2 ani se joacă, pentru că e și din punct de vedere fizic arată bine, din punct de vedere mental stă excelent, experiență cât cuprinde și te-am spus, ca fundaș central, dacă îți pui mită la contribuție și închizi culoarele, practic, și ai un jucător lângă din tine, plasament. Din plasament, și ai un jucător lângă tine pe care să-l așezi, să-l dublezi și cei doi din față, dacă ai doi mijlocași centrali, să-i poziționezi ca mingile să nu ajungă direct spre tine sau poți juca încă 2 ani ăsta. Dar acum depinde care este natura accidentării și cât își dorește să pună arul săriște. Dar poate juca să pună arul la Rapid, o echipă care, în teorie, așa cum declară cei doi investitori, își dorește campionatul anul viitor? Adică poate juca la o echipă de acest nivel? Mai poate la 40 și de ani, 41, 42, apoi? Alinș poate juca, s-a spus, la nivelul fotbalului românesc, dacă are lângă el un fundaș central și eu cred că la momentul ăsta Iacob nu este jucător de titlu, fundaș central de titlu, un fundaș central cu valoare, care, pe care Săpunaru să bazeze, și mijlocașii din fața lui care să fie tot așa jucători cu experiență, cu valoare, să închidă culoarele. El doar să fie cel care să culeagă, cel care să închidă culoarele și să fie spiritul Rapidului în teren, nu numai în vestiar. Întotdeauna am apreciat fotbaliștii ăștia drăcoși, ăștia care sunt lideri de echipă, lideri în vestiar, ăștia care au ceva de spus și în afara terenului și în interiorul terenului. Am văzut asta și la Mitriță, la meciul cu Rapid, când la 1-1, le-a zis colegilor, bă, vă omor! Vă omor dacă pierdem. Bă, vă omor dacă pierdem. Deci asta înseamnă, bă, te uiți la băiatul ăla micuț. Da. Dar asta înseamnă personalitatea aia puternică pe care și-o dorește orice echipă. Alin, liderul nu se impune. Liderul se naște și este cel care este ales de comunitatea din care face parte. Hai să ne aducem aminte când l-a pus Gigi Becali acum 2 ani, căpitan de echipă pe Tavi Popescu. Da. Pe Tavi Popescu, în afară că n-are Bacu și că are lexicul format de 52 de cuvinte, nu putea el să fie cel care să duce în vestiar, să dă cu pumnul masă la 0-0 la pauză, să zică, bă, vă omor dacă nu-i batem pe ăștia repriza a doua. Cine îl băga pe Tavi Popescu în seamă? Da. Nimeni. Era jucat Pintili, care Pintili de fapt era liderul echipei, dar nu îi plăcea lui Gigi. A vrut să-l pune pe Tavi Popescu, capitanul echipei, că îl vinde cu 100 de milioane de euro. Acum, la FCSB, liderii de fapt sunt cei trei, Olaru, Coman și Radunovici, se cunoaște în exprimarea echipei în teren. Mitriță are nevoie națională de atât de liderul Mitriță, cât și de fotbalistul Mitriță, pentru că, sincer, eu mă uit la Naționala României și e diferență așa cum era Naționala României Under 21 acum câțiva ani, când erau niște lideri acolo. Da. Pușcaș, Ionuț Radu, dar erau la Under 21, Under 21. E diferență. Acum nu mai e niciun lider. Mai vezi un lider la Național în momentul ăsta? Da, este Stanciu din punct de vedere, dar eu cred că următorul lider al echipei naționale va fi Drăgușin. Drăgușin? Pentru, da, Drăgușin se va impune. Se va impune ca lider al echipei naționale. Dar până atunci, noi trebuie să ne găsim un lider și, din păcate, nu prea avem. Eu cred că, până la urmă, Edi Ordenescu, așa cum îl știu eu, îl va chema pe Mitriță la echipa națională. Pentru că nu are cum. Este jucătorul care face diferența, este peste mulți jucători care sunt selecționați la echipa națională, dar decizia, și trebuie să-i dăm credit lui Edi, pentru că a reușit să ne califice la un campionat european unde nimeni nu credea, decizia este lui Edi și trebuie să-i susținem. Că îl va chema, că nu îl va chema pe Mitriță, trebuie să-l susținem pe Edi, pentru că noi susținem echipa națională, indiferent de jucători. Hai să ne aducem aminte de Dobrin la campionatul din 70 cu Angelo Nicolescu. Hai să ne aducem aminte de Lăcătuș în 94, care n-a prins lotul acelei echipe fantastice. Sunt perioade al unor jucători emblematici care
au călcat pe beca, să zicem așa. Și Mitriță, din toate informațiile noastre, acum 2-3 ani, când a fost la echipa națională, nu a avut o atitudine pe care o are acum. Acum, Edi, sunt convins că își dorește ca Mitriță să fie la echipa națională cu asemenea atitudine. Încheiem play-off-ul cu meciul dintre Sepsis și CFR Cluj, un meci unde CFR Cluj a egalat la 1, deci s-a terminat 1-1, da? Dar CFR Cluj a egalat la 1 dintr-o fază... Suspectă de offside. Nu suspectă. Eu uite, îmi permit să spun direct că n-a fost o fază suspectă de offside. A fost offside. La faza premergătoare golului, când a venit acel corner, a fost un offside cât ca asta de mare și sunt sigur că îl vom vedea în secundele următoare. Când Deac a pasat lui Bârligea, Bârligea s-a aflat în offside. Da. Și jucătorii de la Sepsi au trimis mingea în corner, dar uite și tu, cum să nu vezi offside-ul ăsta? Acum, sincer, era și foarte bine plasat, dacă mă uit, arbitrul. Asistent, da. Asistent? Da, dar minutul 3 e penalti. Orice s-ar spune, minutul 3 este penalti pentru CFR. Ajungeam și acolo, la Bârligea, tot la Bârligea. Tot la Bârligea cu Nițuli. Nițuli îl lovește cu cotul. Mâine de pe piciorul stâng. Așa ți se pare? Uite, avem aici poze de la... Da, este penalti clar. Sport Pictures a prins poza asta fantastic. Este penalti clar, îl lovește. Este un pic mai după contactul cu cotul drept, cotul mâinii drept al lui Nițul, îl lovește în gamba piciorului stâng pe Bârligea și îl dezechilibrează. Bârligea, având mingea sub control, uite că mingea nu este ieșită din spațiu de joc. Deci a fost un penalti clar pentru CFR, care la 1-0, începând meciul de la 1-0, nu știu dacă Sepsi mai avea putere să... Dar aici s-a mai demontat un mit, că Sepsi este echipa CFR-ului. Uite că nu este echipa CFR-ului. Da, nu? corect, sunt ele. Uite acolo. Uite că i-a luat două puncte lui CFR. Și cu ceva scandal, dar altceva vreau să te întreb, arbitrii. Pe vremuri parcă mai aveam și noi niște arbitri pe teren, erau și ei pe acolo prezenți. Cu un fluier în gură, cu un fanion în mână. Acum, ei se bazează atât de mult pe varul ăsta, care nici măcar varul ăsta nu mai intervine. Iată, cum ai spus tu, la faza asta de penalti. Eu ce aș face, Alin? Eu, pe toți arbitrii care i-am în loturile A, B, C, i-aș pune întâi să joace un pic de fotbal. Corect. Ca să vadă, care să simtă. Eu am fost arbitrat de mulți arbitri. E, printre cei mai buni arbitri care m-au arbitrat, a fost Cristi Balaș. De ce? Cristi Balaș a fost fotbalist înainte să fie arbitru. Da. Dar și ne înțelegea. Adică știa, ne știa și trucurile, dar ne și înțelegea pe anumite lucruri pe care le făceam din punct de vedere fotbalistic. Și foarte multe. Chiar mi-a dat un cartonaș galben la o pază trimită la Alba Iulia acum 20 de ani, dar l-am felicitat. Pentru că am încercat să-l păcălesc și a zis, eu am jucat și fotbal, știu Cristi, îmi cer scuze. E, acum să fac arbitri de la 12-13 ani, fără să mi-i dat cu piciorul în minge și nu știu lucruri elementare pentru fotbal. Zi-mi dacă CFR mai are vreo șansă la titlu. Atât timp cât matematic are șanse, la cum îl cunosc pe Adi, pe Mutu și știu ce eforturi face Nenuțu Varga, se va bate până în ultima clipă. Și eu știu pe Adi și știu că e dornic de performanță, dar când nu prea ai cu ce să faci tu? Guardiola, știi că există vorba aia. Domnule, poate să vezi și Guardiola. A avut și ghinioase meciul de acasă cu Craiova pe care l-au pierdut. Păi, prima repriză, dacă era 3-4-0 pentru CFR, nu zicea nimic, nu? Și a fost o pază, a dat 1-0. Craiova și a terminat 1-0 pentru Craiova într-un meci în care CFR-ul a jucat foarte bine. Nu poate Adi să le facă nimic la jucători. Sunt jucători care, parcă de când au scăpat de Dan Petrescu, parcă sunt mai boemi. Da? Altă eră, ca să spunem așa, la CFR. Adică sunt jucători cu valoare, sunt jucători care sunt foarte bine plătiți și eu cred că încă nu s-a terminat și sper pentru binele fotbalului românesc să nu se fi terminat încă această enigmă cine va câștiga campionatul anul ăsta. Gata play-off-ul, Vivi. Mergi și noi pe la play-out pe acolo, pe unde... Cred că acolo e transpirația mai puternică decât în play-off. Da, toate echipele sunt acolo, grupate. Exact. Deci, niciun an n-a fost așa. Este foarte, foarte... Uite, ne gândeam la Botoșani că s-au dus și reușesc să întoarcă un meci. Botoșani-Poli Iași 2-1. 1-0 la pauză pentru Iași. Cu Leo Grozavu pe bancă la Poli Iași. Un Leo Grozavu pe care știu cu toți, mănâncă din jucători. Și a reușit să piardă. A reușit, între ghilimele, să piardă 2-1. Leo Grozavu demis.
Demis, alt antrenor demis, străin. Atenți, demis sau și-a dat demisia. Da. Și vine alt antrenor străin. De ce mai facem școala de antrenori la noi? Eu am licența cu numărul 75 pro. Și am înțeles că sunt peste 170 de licențe pro la, la antrenori români. Sunt, cât sunt? 16 echipe în Liga 1, 20 în Liga 2. Sunt 36 de echipe în primele două ligi ale României. Păi dacă sunt peste 160-170 de licențiați pro în România și noi aducem antrenori străini de afară care nu-și găsesc locul pe acolo, pe la ei, prin asta. Cum e Napoli? Păi Napoli de 10 ori, nu? A venit la Craiova. Păi nu găsești tu, măi, Napoli prin serie C, o echipă prin Italia să te duci acolo să-ți faci meseria? Hai și Bergodi. Bergodi nici eu nu l-am... Eu nu-l consider pe Bergodi antrenor de titlu. Eu zic că nu rezistă la presiune. Hai să ne aducem aminte ce am avut acea finală Craiova cu CFR, da, jucată la Craiova. Bergodi, Bergodi e un antrenor care Bergodi pierde trofee. Da. Bergodi are doar două cupe. De, nu. Da, știi ce nu vor avea niciodată străinii care vin la noi în România? Nu vor avea... Pot ei să facă și Guardiola dacă vine, și Mourinho dacă vine, oricine, orice străin dacă vine în România. Să schimbe mentalitatea jucătorilor. Nu, nu, nu. Ce nu vor avea ei niciodată? Ceea ce vom vedea în secundele următoare, cu Bogdan Andone, care a început să plângă pe gazon după ce FC Botoșani a învins, după 7 meciuri fără victorie. Da, captură prima sport cu Bogdan Andone în timp. Deci pur și simplu a îngenunchiat și a început să plângă. Asta este imaginea. Da. Cred că eu am de ales imaginea etapei. Ora asta, orice cu Șucu și cu Paris 0. Dar pentru a înțelege fotbalul și pentru a înțelege ce înseamnă de fapt fenomenul ăsta, cred că asta este imaginea etapei. Da, Bogdan Andone, care face treabă bună la Botoșan, dar tot pe ultimul loc este. Tot pe ultimul loc este, dar arăți că-ți dorești. Nu ești acolo doar cum sunt alți antrenori, chiar și prin Superliga, vin doar cu prezența și cam atât. Da. Asta este, contează atât de mult să vezi niște oameni care se dăruiesc, cum se dăruiește Chiricheș care rămâne după antrenamente, cum se dăruiește Andone, Bogdan Andone. E foarte important să vedem asta în Superliga. Da, aici imaginea asta poate avea două înțelesuri. Prima, uite cât suferă pentru echipă, uite ce implicat e. Și a doua, slăbiciune. Slăbiciune. Păi dacă plângi, plângi pentru că frustrarea... Ai văzut l-ai văzut pe Ahile plângând vreodată? Ahile s-a dus și s-a luptat. Ahile. Ai văzut un spartan care să plângă? S-au dus 500 de spartani contra 20.000. Care e unul dintre cei mai mari, nu? La Mourinho e mult teatru. Mult teatru la Mourinho. Și nu-i mai bine să plângi? L-ai văzut pe Klopp plângând vreodată sau pe Guardiola? Nu l-ai văzut. Sau pe Ancelotti? Nu l-ai văzut. Pe Ancelotti l-am văzut dansând. Pe dansând, da. Hai să trecem la prietenii tăi, Dinamo Petrolul. Deci, aseară mă uitam și eu la meci ca orice om liniștit, zic, hai că mâine avem emisiunea, mi-am pregătit așa în mare ce aveam de făcut. Zic, mă uit liniștit la Dinamo Petrol, nu are ce să întâmple. A început Dinamo Petrol. Blat, nu? Nu, eu nu mă gândesc la treburile. Sincer, eu sunt printre puțini oameni care nu prea se gândesc la blaturile astea. Și a început. Dinamo gol, minutul 39, mă ură. Frumos, golul, nu știu ce. Nu mi-aduc aminte că n-am mai dat Moura gol, dar... Niciodată n-a dat gol în România. Deci este de 6 ani, dacă nu mă înșel. Ne-au găsit pe noi, pe Petrolul. Ne-au găsit pe voi, dar și frumos, e liber în frumos, care nimeni nu-l deranja. Copiii prezenți la stadion. Da, frumos. Strigau pe acolo, scandau libertate pentru suporteri. M-am întrebat, bă, ce libertate? N-au libertate copiii ăștia la școală. M-am gândit, băi, țin părinții acasă, din frâu, ce se întâmplă pe acolo? Era pentru profesori a doua zi, să le dea liber. Să le dea, bună. Liber la școală a doua zi, că a fost, libertate a fost pentru meciul, profesor. S-a terminat la 10:30, până la 11 au plecat, până au ajuns la 12 ceva la Ploiești, să le dea libertate suporterilor, că erau suporterii. Dar până să intrăm în meci, în adevăratul sens al cuvântului și la nenorocirile care au fost aseară acolo, și legat de copii, Andrei Nicolescu, a susținut la Fanatic Superliga, incredibil, că jandarmii le-au cerut CNP-urile copiilor sub 14 ani. Copiii sub 14 ani n-au buletin. Deci unde a ajuns lumea asta, Vivi? Da. Din păcate, suntem în România și... Chiar așa, adică ajungem să... O țară specială. Să facem niște... Este un subiect incredibil. Deci tu, jandarm, îi ceri...
ok, se cerce nepoturile părinților sau însoțitorilor. Însoțitorilor, da. Da, dacă eu așa vin... s-au dat pe liste, fiecare însoțitor cu 10 copii, au dat CNP-ul însoțitor. Dar jandarmii ăștia sunt pregătiți, adică le spune cineva, bă, uite, faceți asta, nu faceți asta, băia, sunt niște copii, sau măcar să gândească, pur și simplu, doar, băi, îl văd pe ăla de 10 ani, nu dar cred că are CNP-ul. S-a discutat la ședința tehnică dinaintea meciului. Da, băi, cum se discută? Și cu o zi înainte și înaintea meciului se discută. Cu jandarmii, cu firma de pasă, cu tot, mă, cum să ceri CNP-ul unor copii care nu au CNP-ul deocamdată, nu? Pentru că au certificate de naștere, n-au buletine. S-a făcut o listă, s-a trimis pe mail, a fost avizată, a fost acceptată de către echipa gazdă care a produs evenimentul și acel însoțitor avea buletinul și CNP-ul. Da? Și cei 10 copii erau în grija lui. De ce se mai cer la copii? Că, nu, probabil că poate arunca vreun copil cu vreo ciocolată pe gazon și să-l îl interzică pe stadion 2 ani. Minutul 83, deja ți-am văzut chipul, dezamăgit. Minutul 83, grozav, călcat de Omao în careu. Clar, penalti clar. Deci călcat clar, s-a văzut că este călcat, da. Zici că este penalti. Penalti 100%. Penalti 100%. Dar nu se dă. Și păi nu înțeleg ce au căutat cei din VAR, nu au văzut. Păi asta spun, varul, de ce e varul acolo? Vezi reluarea aia, că o vezi în timp real reluarea, o vezi în 5 secunde distanță, diferență. De ce pe nu l-a anunțat? 4-5 monitoare și din 4-5 unghiuri le vezi acea reluare. Au oamenii ăia acolo în la VAR, au, cum avem noi în regie aici, da. 10 de monitoare și... Da. De ce nu l-a anunțat? Spun pentru că la VAR sunt toți arbitrii sunt, care nu au nicio legătură cu fenomenul fotbalistic, în afara faptului că știu un regulament și îl aplică aleatoriu sau după cum au gândit ei. Eu mă gândesc că în cabina aia VAR, uneori, pur și simplu, ai văzut că ei sunt filmați doar la începutul meciului. Da. Sunt filmați, mai își dau câte un cot pe acolo, că am văzut, vezi că suntem în direct, stau așa băieții drepți, gata, nu ne vede nimeni, ne face că muncim. Eu mă gândesc că în restul de 90 plus de minute, băieții joacă o tablă, fac ceva pe acolo. Hai să facem, uite, să facem o propunere, poate vasara asta. În fiecare cabină VAR să fie cât un fost fotbalist. Foarte bună. Nu? Da. Și să vorbească din punct de vedere al fotbalistului. Mă, aia cea a fost simulare? Sau a fost contact? Sau n-a fost? Uite aici, eu aș fi făcut ca fotbalist, am dat cu codul că am vrut sau am vrut să mă protejez. Am vrut să lovesc sau să lovesc. Și sunt multe lucruri pe care acești arbitrii nu le găsesc în regulament. Nu le găsesc. Numai noi putem veni cu implementări față de să vină european. Cât un fost fotbalist. Deci, cât un fost fotbalist. Da. Eventual și un fotbalist mare. Nu de la echipele care se înfruntă. Nu, clar. Păi nu aducem un stilist când joacă Steaua cu... Da. Și să fie acolo ca și consultant pentru cei doi arbitri VAR care sunt, văd, cam degeaba. Și apoi venim la ultima fază, nu? La ultima fază din prelungiri. Da. Care s-a stat 7-8 minute, am înțeles că a picat și VAR la un moment dat. Că dacă e offside, s-au tras linii, n-a fost offside și atenție, faultul... n-a fost offside, dar din camera VAR s-a transmis în felul următor. Nu sunt disponibile liniile de offside pentru că nu sunt concludente. Deci, da. Ca și dar cum... nici nu aș trebui linie de offside. Uită-te aici, Alin. Păi mai trebuie linie de offside, nu este linia gazonului. Unde eu nu m-aș lua după linia gazonului. Nu, uite-te, aici poți să te iei după linia gazonului, că Amzăr este mai aproape de poarta lui Dinamo decât Musi, care este în fața lui. Da? Aici Amzăr face o greșeală incredibilă. El stă între cei doi jucători, între Dimitriu, care este numărul 44 aici, și Musi. Nu, aici tot timpul trebuie să-l marchezi pe jucătorul care este mai aproape de poartă. Exact. De centru. Nu să-l filezi. Aici el filează, nu-l marchează. Aici el, Amzăr, trebuia să mai chime un coleg, nu? Trebuia să mai coboare mijlocașul de pe partea aceea. Dar, dacă ajunge mingea la Dimitriu, păi până face balonul 3-4 secunde în aer, la centralul lui Țicu, el se poate deplasa către Dimitriu. Că Dimitriu nu poate să dea gol de aici din situația asta și îl poate închide. E, dacă ajunge mingea la Musi, e mai greu să-l... Da, uite că până a ajuns mingea la Musi, nu avem faza. A, știu, vrei să spui de faultul lui Huja la Omao. Huja îl împinge cu două mâini pe Omao și arbitrul nu zice nimic. Nici varul, nici centralul. Aia este o fază. Am fix aici în faza asta, deci centrează acolo. Da, sare la cap, și Huja sar pe sub minge. Exact. Eu cred că a fost considerat un duel în aer, ambii jucători.
Am... pun mâinile pe acolo și ajunge mingea la... Am vorbit cu un arbitru FIFA, care, bineînțeles, își păstrează anonimatul, și mi-a spus că trebuia să dea fault în atac, pentru că la consideră că este fault. La ei, lasă că și Dinamo a furat toată viața, i-am furat și noi pe Dinamo odată, ca să zic așa, glumesc. Nu, aici doar e vorba de interpretare. Dar penalti, am mai văzut în spațiu public astăzi că n-a fost penalti, păi, dar am zăr, vai și amar de amzărul nostru, ambele mâini sunt pe Musi și îl trage și Musi nu mai poate lovi mingea. Uite, era la 3-4 metri de poartă, Musi se pregătea să dea la poartă cu piciorul stâng și amzăr din spatele lui, pentru că n-a reușit să aibă o situație, măcar în lateral să fie, dacă nu în fața lui Musi, îl trage cu ambele mâini și este pe alte... Amzăr era gata să jure în fața camerelor aseară. Vezi să mă ce minte are. Exagerez poate eu un pic, dar ai văzut ce declarația dată? Am văzut, da. Că trebuie să ne arbitrăm singuri. Și singur, dacă erai și te arbitrai Amzăr la faza asta și te uitai la VAR, îți dădeai singur și tu penalti. Pentru că n-aveai cum să scoți mâinile, nu? La un montaj video, să scoți mâinile de pe Musi. Zi-mi despre Marian Huja, pentru că nu sunt petrolist, nu sunt găzar, nu țin cu petrolul. În fine, eu am zis de la începutul sezonului că petrolul nu va fi în play-off, nu că am ceva cu petrolul, da, așa am crezut eu. Dar îmi place mult de tot Marian Huja, băiat de 24 de ani, a fost accidentat, știm cu toți, asta multă vreme. 6 luni a fost accidentat. Zici și mie de ce Marian Huja nu este, sau nu se vorbește la ora asta despre Marian Huja la un club foarte mare din România sau, nu știu, un alt club din afară. Marian acum 2 ani jumătate a venit din Suedia sau Danemarca, ceva din Liga 2-a. Și este un profesionist 100%. Eu am biroul la stadion și stau toată ziua la stadion. Când era accidentat, după antrenamentul pe care îl făcea la sală, ieșea în parcarea stadionului, nu ai văzut la mine parcarea aia, cu o sanie pe care punea greutăți și făcea alergări, sprinturi cu acea sanie trasă de umeri, pe umeri, către ieșirea din stadion. Făcea, cred că, cel puțin 35-40 de minute de asemenea exerciții. Deci era dornic să joace și este un jucător și un băiat și un caracter extraordinar. Are și fizic de fundaș central, are și piciorul stâng. Eu cred că îi mai trebuie un pic de viteză și de forță, dar lucrurile astea se pot remedia și sper că la 25-26 de ani, atunci când este maturitatea fotbalistică, să meargă către un campionat bun. Este și un tip sensibil care chiar a impresionat la Fanatic Superliga, da, într-o intervenție, avea lacrimi în ochi, da, și avea de mult bun simț. Vreau să te întreb, ar avea loc în România la FCSB? Păi, pentru că noi cumva vrem, nu vrem, ne ghidăm după FCSB. Considerăm, da, că FCSB are cumva cei mai buni jucători și de-aia am întrebat de FCSB. Știi care este semnul meu de întrebare la FCSB? Marian, nu știu dacă ar trece peste reproșurile inerente pe care le-ar face Gigi Becali în caz că va greși vreodată. Ca fundaș central sau ca portar, când greșești, să cunoaște pe tabela de marcaj. Ca atacant, dacă ratezi cu poartă goală, nu mai e. Ei, și dacă Marian va greși la vreun meci la FCSB-ul, acum vorbim ipotetic, ar fi la FCSB și ar greși și s-ar primi gol, Gigi Becali, după emisiune, după meci, îți dai seama că îl va face praf. Și nu știu dacă, din punct de vedere, el e născut în Portugalia, el, din părinți români, e născut în Portugalia. Nu știu dacă el poate, din punctul ăsta de vedere, să treacă. Dar, ca valoare, este peste Daua. Orice s-ar spune. Deci fotbalistic este peste Daua, peste Enghezana? E cam acolo. Enghezana este alt tip de jucător, mai atletic, mai cu viteză, puțin mai mic de înălțime, nu are un joc de cap foarte bun, așa cum are Marian Huja. Joacă și în partea dreaptă, Marian joacă în partea stângă. Uite, înțeles că Gigi vrea să-l bage și fundaș dreapta. Asta vreau să trebuie. Huja poate juca și fundaș stânga măcar? A jucat și într-un sistem cu 3 fundași centrali. Schimbăm sistemul la FCSB, jucăm în 3-4-3, nu? Da, vedem dacă vrea Gigi, că Gigi face sistemul, nu știu. Când trebuie să-i dea cineva un mesaj la ora potrivită și o rezolvăm și pe asta. Deci Huja la FCSB. Da, și este și cu biserica Huja, da? Serios? Este și credincios. Deci să are toate ingredientele. Incredibil, da, foarte, foarte, foarte tare. Revenim un pic la Dinamo și îți spun, nu știu dacă ai văzut tu subiectul pe care eu l-am scris în urmă cu câteva zile, legat de inelele acelea pe care, da, jucătorii lui Dinamo le poartă
și la antrenamente și în afara stadionului pentru a le fi monitorizate mișcările, pentru a fi ritmul cardiac, exact, da, modul în care te recuperezi după efort. Da. Știi cine a fost singurul jucător care nu a vrut să semneze, pentru că băieții de la Dinamo, jucătorii de la Dinamo, au semnat niște hârtii, domne, ok, da, vă lăsăm să ne urmăriți cum ar veni activitatea din afara echipei. Da. Știi care a fost singurul fotbalist de la Dinamo care în primă fază nu a vrut să semneze aceste hârtii? Și atenție, este în exclusivitate informația asta. Care crezi că a fost? Te-am citit, Jaffer. Tu unde știi asta? Jaffer, care este la Tunari acum, da? Deci da, nu mai este la... Da. Nu mai este la Dinamo. De unde știe de Jaffer? Incredibil. Deci mi-ai distrus totul. De ce nu mi-ai spus înainte de emisiune să nu spun? Da, da, am foarte multe informații, Ali, nu o să fii surprins și tu. Fantastic. Da. Un jucător care nu mai face parte din lotul lui Dinamo. Deci să exclud acești jucători care nu înțeleg că nu mai suntem în epoca anilor 70-80, care totul se făcea după ureche și pe stil comunist sovietic, adică cu alergări de 15-20 de kilometri pe șosea, pentru că și eu am probleme acum la articulații din acest fapt, pentru că așa se făceau în anii aceia. Te urca în autocar, de exemplu, la petrol în anii 90, ne urca în autocar, stăteam la Sinaia, în cantonament. Ne urca în autocar, ne ducea la predeal, ne dădea jos din autocar și cea alergare înapoi la Sinaia. Unii mai luam ocazia, da, alții alergam pe șosea. Și nu aveam Adidas și de acum, exact, care absorb șocurile. Cu tenisii aia drăgășani sau chinezești, și care pas pe care l-am făcut atunci, îl resimt în articulație acum. Acum sunt metode incredibile de monitorizare, de recuperare, acele camere barice care te recuperează. Am crezut că spui despre camera secretă de la stadionul Giulești, mă speriați. Camera secretă, dar nu știi că pe Ghencea veche era și o cameră secretă lângă vestiarul oaspeților care se mai duceau cu tânătenilor de la Steaua și se mai auzea ce vorbeau la ședința. Serios? Da, nu știu asta. Am jucat la Steaua atâția ani. Incredibil. Era la vestiarul oaspeților, era un fel de magazie care avea un perete de rigips și acolo se mai duceau antrenori și se auzeau indicațiile tactice dinainte de meci. Zim, te rog frumos să spui un antrenor care a făcut asta când a jucat acolo. Sigur știi, n-ai cum, acum ai deschis subiectul. I-am uitat. N-ai cum să uiți, ești mai l-am verde uitat, decât orice verde. Mihai Stoichiță, pe Țiții Dumitriu. Deci Mihai Stoichiță și Țiții Dumitriu. Incredibil, ce tare asta. Da, exista. Dar s-a scris în vremurile acelea? Vremurile acelea, Vivi, am 49-50. Se pare, mi-aduc aminte, am parcă 20 și de ani, mâine pe mine. Un meci în anii 90, parcă și pe Lucescu l-au spionat atunci. Serios? Și s-a scris în acea vreme. Deci l-au carotat pe Lucescu, da, acolo. Pentru că s-auzea foarte clar indicațiile date de antrenorul echipei adverse, jucătorilor, chiar înainte de meci. Fantastic. Da. Deci și Țiții Dumitriu și Mihai Stoichiță. Nu, Stoichiță erau antrenori atunci. Te meteau un colaborator. Se duceau ei. Mihai Stoichiță, să știi că mereu a fost tipul ăsta foarte inteligent. Adică pe lângă stilul fotbalistic și de antrenor, așa, el a știut întotdeauna să se miște, să fie un om care să se descurce, exact. Al vestiarului. Uite, spun, în 96-97 am câștigat titlul cu Țiții Dumitriu. Țiții Dumitriu a plecat în 97 la AEK Atena și se punea problema să ne aducă un antrenor. Noi vestiarul, strânși în jurul lui Marius Dăcătuș, care era liderul nostru, capitanul nostru echipă, noi vestiarul, jucătorii cu mai mare experiență, cum era Adi Matei, eu, Baciu, am spus că ne asumăm să rămână Stoichiță din secund principal, ne asumăm câștigarea campionatului următor. Ceea ce s-a și întâmplat. Așa a ajuns Mihai Stoichiță antrenor principal la Steaua. Pentru că noi vestiarul aveam personalitate, aveam valoare și ne-am asumat câștigarea titlului anul următor. Am câștigat titlul, așa a ajuns Mihai Stoichiță, a câștigat titlul, până a plecat selecționer, unde a fost prin Panama, prin Azerbaijan, peste tot, acum, un globetrotter. Nu știu dacă păstrăm proporțiile sau nu, dar Stoichiță un fel de șumudică, știe cumva să ține jucătorii lângă el. Da. Are harul ăsta. Hai să spun și cum a ajuns prima zi. Când a ajuns el din secund principal, era masa de aici, noi, cum era vestiarul de la Steaua, și discutam înainte de meci, mai înainte de antrenament, râdeam și intră Stoichiță și a stat la masă și te ocupăm în masă. Noi am rămas interziși. Și zic, de aici gata cu Nea Mihai, gata cu meștere, gata cu asta, facem, deci... Noi ne uitam la el,
Lăcă în fața mea, m-am uitat la Lăcă, ne-am uitat la noi, ne-am uitat, a început să râdem, tot bestiarul a început să râde și el, în loc să ne certe, să zice, hai mă, că am glumit, hai afară, ce își contradice Miuță? Așa ne-a luat. Apoi, bineînțeles, au fost cantonamentele de la Forban, au fost cantonamente unde ne-a omorât, ca să zicem așa, îl înjuram în gând, dar știam că e bine pentru noi și am reușit să câștigăm campionatul. Foarte interesante povești. Hai să spun și o chestie care îmi place foarte mult la emisiunile de genul acesta. Îmi place foarte mult că vorbesc cu foști mari fotbaliști care au povești, mii și mii de povești. Deci este ceva fantastic. Eu mi-aș dori să existe o cameră de luat vederi care să filmeze în afara emisiunilor, pentru că acolo sunt cele mai tari subiecte. Da, în off, da. În off. Știu. Trecem un pic la Voluntari Hermannstadt, 1-0, un match la limita dintre plictisitor și mediocru, dar da. 543 de suporteri în tribune, era un extaz tot suporteri, cred că au fost mai mulți copii aseară. Neagică pe zonă la datorie. Neagică întotdeauna acolo cu viața și o petrece alături de voluntari. Și mi se pare ceva normal. Da. Penalti, minutul 70, Butean sare cu mâna în aer și a atins. Când vrei să faci penalti, nu te duci cu mâna așa. Te duci direct și dai cu mâna în minge. Nu îți aștept să-ți dea ăla cu capul în mână. Da? Deci noi, asta mi se pare o mare prostie și îl cunosc pe Moldărășanu că mi-a fost coleg în anii 90 la Petrol. Nu există cuvântul blat în vocabularul. Nu m-am gândit la blat, Vivi, nu știu, ceva cu mine, doar să spui. A zis domnul Niculescu de la Dinamo. A spus domnul Niculescu, da. O mizerie de declarație și mă bucur că Dani Coman a reacționat. La fel cum a zis și domnul Boc, care era o gură pe dinainte. A scris el ce a scris pe Facebook și după care așa de bărbat a fost încât a retractat tot, a șters. Ala că Petrol a făcut blat cu sepsi. Apropo de Andrei Niculescu, care a deschis subiectul, poate îmi permis și mie acum, sper să fie o informație în premieră. Nu știu dacă o fi dat-o careva cumva sau Vivi a transmis-o deja la site-ul Fanatic să o facă fanatic.ro. Niculescu a fost chemat la comisiile LPF pentru declarațiile privind blatul. Nu, aici mâine. Bălănescu la, mâine Bălănescu este, la noi este în emisiune, chemat. Luni sau mari, nu mai țin, sau săptămâna trecută, a spus că cei de la voluntari, clubul voluntari, l-a reclamat la comisii pe Bun, Niculescu. Și mâine este acea ședință, acea... Și sunt convins că va fi suspendat. Zi-mi despre Butean, pentru că ok, n-a fost blat și eu sunt de acord că n-a fost blat, hai să fim serioși. Dar Butean propus de Dani Coman să vină la Naționala României pe postul de fundaș, nu știu, fundaș dreaptă. Fundaș dreaptă joacă, da. Fundaș Butean acum 6-7 ani era un tânăr promițător. Nu știu ce s-a întâmplat cu cariera lui, de n-a reușit să facă pasul spre o echipă mare, spre un fotbal mai bun. Nu mai știe, dar pentru echipa națională cred că e cam mult. Totuși, la Hermannstadt, de la echipa națională, pe Opruț. Opruț, care s-a dus, a făcut 3 dușuri și 2 antrenamente la Kortrijk, da? La celebra echipă Kortrijk. Da, foarte celebra. Și s-a întors în România și uite că luăm și la echipa națională. Ca să înțelegi valoarea fotbalului românesc. Vine acum cumva pe turnantă. Pe turnantă și te atac un pic cu Florin Pârvu, a declarat după meciul ăsta. E antrenorul FC Voluntari, da. Știm cu toți, a plecat de la Petrolul și a spus un lucru care mi-a atras mie atenție. Că a plecat pe calea amiabilă de la Petrolul, nu a fost nici demis, nu și-a dat nici demisia. Da, gentleman agreement. Eu, dacă sunt prost, plec pentru că sunt prost, adică îmi dau demisia. Dacă sunt prost și șefii mei văd că sunt prost, mă dau afară. Deci, din două una. Da, eu am vorbit și vorbesc foarte mult cu Florin. Eu cred că Florin trebuia să plece în iarnă, atunci când a pierdut susținerea patronatului. Adică Marian Copilu, în iarnă, a vrut să despartă de Florin Pârvu, dar o delegație a suporterilor în frunte cu Claudiu Tudor s-au dus la stadion, au pus presiune pe Marian Copilu și Marian, ca să nu se întâmple, eu știu, o problemă, a rămas cu Florin. Dar Florin, simțind că a pierdut susținerea patronului, trebuia să plece. Eu așa făceam. A rămas la echipă, era la un moment dat pe locul 6, după ce am bătut Iașu acasă, după care au urmat 4 înfrângeri consecutive și au strâns mâna și au plecat. Dar mă bucur că face treaba la voluntari. Am văzut meciul cu UTA.
care l-au pierdut incredibil, trebuia să-l câștige. Și uite că a venit al doilea meci unde a câștigat. Sper să întâmple, s-a întâmplat la UTA sâmbătă de la 17:30 că vine la Plești. Citesc foarte des forumurile astea. Bine, nu mai sunt forumuri acum, sunt grupurile de Facebook ale suporterilor. Sunt foarte prezent pe multe grupuri și la Petrolul acolo multă lume se întreabă: bă, dar turcii ăia, ce mai fac turcii? Unde sunt? Mai există Turcia? Pentru că cumva e un subiect delicat, cred că, la Petrol. Da, turcii au venit în iarnă, în cantonul din Antalya, au apărut și la un meci, da? Erau doi turci. Spre sfârșitul lunii februarie a rămas decât unul, dar unul s-a retras. Da. Și acum, din ce știu eu și știu, mai există acest turc singur care încă nu s-a decis dacă bine sau nu la Petrolul. Trebuie să cerut niște acte, un audit, ceva de genul ăsta, și până la urmă, în luna mai este deadline-ul, va anunța dacă va veni sau nu va veni acest turc la Petrolul în luna mai. Bun, Vivi, știi că le spuneam la începutul emisiunii urmăritorii noștri, telespectatorilor noștri și ție, le spuneam că avem o rubrică inedită, o rubrică care nu a mai fost până acum abordată de nimeni în mod special, așa cum ne dorim noi să o facem. Și pot să spun doar atât, la mulți ani, domnule Helmut Ducadam, și multă sănătate! Ne auziți? Helmut, domnul Helmut Ducadam, ne auziți? Da, din păcate, momentan nu se aude. Ne mai spunem o dată. Mai spunem la mulți ani, domnule Ducadam, la mulți ani să fii sănătos, ați făcut 65 de ani, născut pe 1 aprilie. Deci, mi se pare incredibil, oamenii care sunt născuți pe 1 aprilie, cred că, eu nu știu, Vivi, pe vremuri, să zic așa, exista treaba asta cu 1 aprilie, cu farsele? Nu era. Că mă gândesc cum a primit familia. Îți dai seama, în 1 aprilie 86, când i-a păcălit pe... Și noi am fost păcăliți acum de colegii noștri. I-au păcălit pe cei de la Barcelona, i-a păcălit Helmut, s-a dus de 3 ori. Bine, de 3 ori într-o parte și a 4-a oară în cealaltă. Domnul Ducadam, bine ați venit, vă urăm, de fapt, la mulți ani. Sunt aici cu Vivi Răchită, la mulți ani să fii sănătos. Mulțumesc frumos, eu vă auzi și mai înainte. Da, Helmut, te salutăm și... Știm că ziua dumneavoastră a fost ieri, dar aceasta este rubrica Facem, vorbim cu gloriile fotbalului românesc, ale căror zile de naștere sunt în apropierea... Verifică-ți messengerul, Helmut, că ai un mesaj de ieri de la mine cu la mulți ani. Iată. Da, eu am răspuns la toată lumea la care am putut. Da. Domnul Ducadam, ce faceți, cum sunteți? Mulțumesc de întrebare, binișor, pentru 65 de ani, binișor. Ești tânăr. Sunteți bine, sunteți foarte bine, așa cum v-am văzut eu de curând, chiar sunteți foarte bine. Foarte bine, nu chiar, că sunt problemele vârstei, dar ne descurcăm, mergem înainte, suntem optimiști. Cum ați sărbătorit ieri? Am sărbătorit cu prietenii, dar nu un număr foarte mare, deci... mai mult cu familia, iar pe la prânz m-am întâlnit cu presa, pentru că foarte mulți cu care colaborez și am colaborat au vrut să ne întâlnim și atunci am zis haideți toți la mine acasă și m-am întâlnit el în jurul orii 12 cu toți cei care au dorit să vină. Ce persoană din sport v-a urat, nu știu, prima la mulți ani? Prima, dar au fost foarte multe. Majoritatea colegilor mei. Colegii din 86, Helmut, toți, nu? Da, am vorbit aproape cu toți, inclusiv cu Dan Stângaciu, care este în unde e, Emiratele Arabe Unite. Da. Am vorbit aseară. Da, a fost plăcut când lumea își aduce aminte de tine. Domnul Ducadam, este adevărat, este plăcut să vă spună lumea la mulți ani și pentru noi este o onoare să vă spunem la mulți ani. Dar trebuie să vă dau și pe aia urâtă, din păcate, nu mi-aș fi dorit să vă dau informația asta urâtă. Ieri, în ziua în care ați aniversat 65 de ani, CSA Steaua pe pagina de socializare v-a urat la mulți ani, un gest foarte frumos, un gest normal, dacă mă întrebați pe mine. Însă, din păcate, FCSB, echipa care dorește și susține și vrea să fie adevărata Steaua, a uitat de unul dintre, dacă nu chiar cel mai important om din istoria Stelei, dacă tot se dorește ca FCSB să fie Steaua. Nu v-a urat nimic pe pagina de socializare, pentru că știți că în vremurile noastre acum
noi ne uităm foarte mult pe paginile de socializare și cam acolo se vede fața adevărată. Nu, nu am nicio problemă. Cei care m-au urat la mulți ani le-am mulțumit. La toți în parte am încercat. Cei care nu, să fie sănătoși. N-am nicio problemă nici cu... Helmut, și de ce nu s-a urat? Ca să nu-i certe talpan, că uite, domnule, figurează la mulți ani, vor să ne fure simbolul. Că așa cum au vrut să ne fure numele, vor să ne fure și simbolul. Da? Nu mă afectează cu absolut nimic. Nu. Deci, cum am spus, cei care s-au adus aminte și mi-au urat la mulți ani, le-am mulțumit, am încercat la toată lumea personal să le mulțumesc. Cei care au uitat, au uitat, să fie sănătos. Credeți că cei de la FCSB au uitat sau pur și simplu nu mă afectează? Nu mă afectează și nu mă interesează. Asta e un lucru foarte bun, e foarte bun pentru că vă ajută la psihic, dar vă mai spun ceva, pentru că așa cum îi spuneam și lui Vivi, urmăresc foarte atent forumurile și grupurile acestea de Facebook și, din păcate, un lucru cu care nu sunt eu de acord, la acea postare a celor de la CSA Steaua, foarte, foarte mulți vă numeau trădător. Dumneavoastră vă simțiți trădător? La de ce am fost cumva în război și am schimbat tabelele? Eu n-am schimbat niciodată tabăra. Și chiar dacă ai schimba-o în lumea de azi, când este democrație, câți jucători n-au schimbat? Vigo de la Barcelona la Real Madrid. Madrid și așa mai departe. Dar eu n-am schimbat, eu n-am lucrat niciodată pentru CSA Steaua după Revoluție. Deci practic după ce m-am lăsat de fotbal, eu n-am mai fost angajatul acestei instituții. Deci nu știu de ce aș fi trădat. Dar din nou, nu mă afectează. Nu mă interesează. Știți ce mi se pare incredibil? Cum le răspundeți unor oameni care până acum câțiva ani probabil că vă scandau numele, deci vă scandau numele de partea FCSB-ului care se numea atunci Steaua, iar acum după 5, 6, 7, 10 ani vin și vă numesc așa cum vă numesc, vă critică. Cu indiferență. Nu le răspund. Și cu asta basta. Asta e un lucru foarte bun și vedeți de ce sunteți dumneavoastră atât de verde la 65 de ani, pentru că știți să treceți cumva peste hopurile astea, pentru că pe unii i-ar afecta. Pe mine nu mă afectează absolut deloc. Fiecare are părerea lui și eu poate că în unele comentarii supăr pe unul sau pe alții, dar sunt gândurile mele și este părerea mea, nu mă las influențat, încerc să nu mă las influențat de nimeni, așa că respect orice opinie, iar pe cei care, cum ai spus tu, mă fac trădător sau mai știu eu ce, probabil unii nici nu erau născuți în acea perioadă, deci nu mă afectează chiar deloc. Da. Mai poate pierde FCSB-ul campionatul anul acesta? Asta este subiectul dezbătut de... Foarte greu. Foarte greu, pentru că celelalte echipe îi ajută foarte mult anul acesta și plus că sunt jocurile între ele, deci o să mai pierdă puncte. Atât Rapidul, CFR-ul, Craiova joacă între ele. Nu văd o echipă care să meargă șnuri să câștige tot. Deci, cred că anul ăsta chiar... La un moment dat am avut îndoiel că FCSB chiar câștigă campionatul, pentru că au un lot, am mai spus-o, destul de subțire. Și, dar acum când am văzut rezultatele care sunt... Deci, anul ăsta e anul FCSB-ului. Cu ajutorul celorlalte echipe. Deci, cam asta e diferența. Că mă gândeam acum să vă întreb ce a avut FCSB-ul față de celelalte echipe. Practic asta a avut, pe celelalte echipe. Ajutorul celorlalte, toate echipele au jucat pentru FCSB. Exact. Da. Una din astea și... Să nu uităm, data trecută, că tot mi-aducem aminte de atâția ani n-a câștigat FCSB-ul campionatul. Să nu uităm că FCSB-ul a pierdut 2 ani la rând campionatul în ultimele etape, cu Voluntari acasă, cu Farul în Constanța când a condus la pauză, adică mai avea puțin până la pauză când a greșit Târnovanu, dar seara a făcut Târnovanu o partidă foarte bună, undeva și-a reparat greșeala, să zicem, de anul trecut. Deci anul ăsta cu siguranță va fi anul FCSB-ului. Domnul Cadan, dacă tot v-am prins, trebuie să vă întreb și lucrul acesta, că ați deschis subiectul despre Târnovanu. Ar trebui să fie în lotul pentru Euro și cine ar trebui să apere poarta României la Euro? Nu, nimeni nu trebuie să fie pentru Euro.
nu există bătut în cuie cineva anume. Eu cred că dacă Moldovan nu va juca deloc, atunci cu siguranță Edi va merge pe experiența și pe valoarea lui Niță. Cei doi portari sunt sigur dacă nu se va întâmpla ceva cu ei, o accidentare, Doamne ferește. Iar pentru locul 3 se va bate într-adevăr Târnovanu, Aioanei, dar dacă Târnovanu va apăra cum a apărat aseară contra celor de la Faro, atunci cu siguranță șansele lui sunt foarte mari. Am înțeles. Da, foarte, foarte interesantă opinia dumneavoastră și vreau să vă mai întreb un ultimul lucru înainte de a vă lăsa să vă relaxați la 65 de ani. Să vă întreb dacă în vara aceasta, cel mai probabil, Florinel Coman va pleca, Darius Solaru va pleca, cine ar trebui să preia banderola de capitan? Pentru că și Radunovic ar urma să plece. Pe cine vedeți dumneavoastră capabil să țină un asemenea club? Și până la urmă să nu fie o surpriză, să plece și cel care ar putea păstra banderola, Șut. Să nu plece el primul. Da. Da, nu cred că asta e o problemă, cine poartă banderola. Eu cred că cei de la FCSB au o strategie din vară. Pentru că campionatul, hai că-l câștigi. Dar atunci trebuie să faci față și în Europa, sau cel puțin să încerci să faci față în Europa, pentru că acolo ne-am împotmolit în ultimii ani și am făcut de rușine. Deci ar trebui o strategie pentru a face o echipă care să facă față în Europa. Asta e cel mai important, nu cine este capitan. Da, 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 am înțeles. E important și capitanul, pentru că vorbeam mai devreme cu Vivi Răchit aici, că una e să spună un fotbalist cu personalitate, cum a spus Mitriță, bă, vă omor, trebuie să câștigăm. Și alta astea sunt excepții. Că nici Mitriță n-a spus-o la fiecare meci, n-a spus-o nici la Sepsi, n-a spus-o, am spus-o acum. Lăsați, că nu e chiar așa. Da, simțit-o. Am avut 10 capitani în echipa Stelei de la Middlesbrough, cu Rădoi în frunte și corect, n-au făcut față după 3-0, după ce au condus practic 3-0 la cel meci. Asta e adevărat, da. Și Olăroiu pe bancă. Deci, haide să nu credem că un capitan face diferență. Asta este adevărat. Aici aveți cumva dreptate. Domnul Ducadan, vă mulțumim frumos că salut, am vorbit. Salut, vă doresc emisiune plăcută. La mulți ani și să ne vedem și peste 25 de ani la fel. Bine, o zi bună. Zi bună. Te salutăm. Vivi, suntem pe finalul acestei frumoase emisiuni. Așa repede a trecut. Știi? Da, a trecut foarte repede. Nici l-am transpirat aici, cum au transpirat băieții ăsta la Dinamo Petrolul. Vreau să te întreb, cum vezi tu situația asta? Pentru că, sincer, pentru mine mi s-a părut șocant. Eu am stat ieri pe butonul de F5 la FCSB-ul, la Facebook-ul FCSB-ului toată noaptea, până la ora 12 noaptea, când am văzut că chiar nici măcar la, nu știu, la 10 noaptea să scrie ceva despre Ducadam, mi s-a părut halucinant. Nu s-a primit ok, probabil de la palat. Pentru că... Nu cred că pare Gigi Becali. Păi, dar cine dă ora exact acolo? Dacă cine? Gigi Becali are să mai facă și postările pe Facebook? Nu, Gigi Becali să facă postările. Eu cred că tot ce se întâmplă la PCSB trece prin filtrul lui Gigi Becali, așa cum a spus, pentru că e afacerea dânsului, este, ceilalți sunt slujitorii dânsului și slujitorii trebuie să facă ceea ce spun stăpânul, nu? A declarat-o la televizor. Ce e, da, știu și la Fanatic. Și eu cred că cei care se ocupă de pagina PCSB-ului n-au avut curaj să-l întrebe pe Gigi Becali dacă pot să-i ureze la mulți ani lui Helmut Ducadam, cum făceau acum 4-5 ani când Helmut Ducadam era director, era imaginea PCSB-ului, nu? Era angajat la PCSB și mergea cu echipa în deplasări și toate lucrurile astea. Acum, nemai fiind angajatul clubului, uite că s-a uitat că Helmut Ducadam este cel care a apărat 4 penalturi în 86. Eu nu sunt de acord, indiferent cum s-ar fi luat decizia. Pe cine? Atunci care crezi tu că a fost? Eu sper și doresc să fi fost pur și simplu o oboseală a celui care trebuie să posteze. De ce? Pentru că cu o zi înainte FCSB a avut meci. Domne, am ajuns târziu acasă, m-am odihnit, a doua zi, nu știu, m-am dus la birou, zic și eu, cer să-i găsesc Alin, dar e vorba de ziua de naștere a unui simbol al echipei pe care tu consideri că ești continuatoarea, care tu consideri că ești câștigătoarea Cupei Campionilor, pe care tu și ai 1 milion de euro, nu așa ne-a spus Gigi Becali, ca și câștigătoarea de Liga Campionilor de la UEFA. Vivi, știi care este problema?
ieri, în timpul zilei, pe la ora, nu știu, 1-2 după amiază, Meme Stoica a răspuns unui comentariu pe Facebook. La comentariul la care a răspuns Meme, la rândul lui, foarte mulți suporteri de la FCSB au venit și au scris: de ce nu postăm despre Duc Adam? De ce nu scrie despre Duc Adam? Meme Stoica știa că este ziua lui Duc Adam. Ce s-a mai întâmplat? Adică frica de patron. Frica de patron. Păi, nu e posibil așa ceva, sincer. Ba da, adică, da. Atât timp cât în acest club decide doar Gigi Becali, asta se întâmplă. Pentru că ceilalți n-au curaj să-i spună. N-au curaj să-i spună adevărul. Da? Dacă era pe vremea când era Victor Pițurcă manager general, nu se întâmpla lucrul ăsta. Mai avem două minuțele în care vreau să trecem așa pe repede înainte pe programul din etapa următoare, să dai așa pronosticuri scurte la obiect, fără prea multe argumente. Începe etapa 3 din play-off și din play-out pe 5 aprilie. Începem cu play-off în primul rând. Avem Sepsi cu Farul Constanța de la 20:30. Da, aici un meci între cele două care se bat pentru ultimul loc în play-off, nu? Eu cred că va fi un meci frumos. Eu cred că va fi un meci cu goluri, pentru că niciuna nu mai au ce să piardă. Nu sunt implicate în lupta acolo sus. Meci cu goluri, mi-a zis. Da. Gică, dacă bătea acum FCSB-ul, probabil să gândea și pentru campionat. Așa, este foarte departe de primul loc. Rapid CFR Cluj. Rapid CFR Cluj, două echipe frănite, două echipe care vin după rezultate nefavorabile. Rapid se va întoarce pe Giulești, suporterii vor fi număr mare. Dar CFR-ul, o echipă solidă, o echipă cu talie, Adimutu, fost antrenor al Rapidului. Aici văd un meci egal. Meci egal. FCSB Universitatea Craiova, aici ăsta e un meci chiar de totul. Aici, toate celelalte patru echipe de care am discutat, țin cu Universitatea Craiova. Corect, da. Dacă FCSB-ul câștigă, se termină lupta la titlu, să o duc foarte departe, deci nu mai are cine să-i mai asta și toate echipele. Acum vom vedea ce se întâmplă la Craiova. Dacă Mitriță are aceeași atitudine pe care a avut-o la meciul cu Rapidul din repriza a doua, pentru că prima repriză Craiova nu prea a existat, și FCSB-ul nu joacă așa cum ar trebui să fie un meci cum a fost cu Rapidul, dar nu cred că se va întâmpla pentru că a revenit Chiricheș în echipă. Eu cred că aici prima șansă tot FCSB o are. Bun, mergem în play-out. UTA cu FC Botoșani. Aici UTA cu FC Botoșani. Mircea Rednic încearcă să ajungă pe locul 7, nu? Să ajungă în un loc în play-out pentru a juca acel baraj de Cupa Europene, dar din ce știu nu are licență de UEFA. Acolo e altă situație, ce se întâmplă și acolo cu licențele alea? E cam printre ultimele șanse Botoșanului, pentru că etapele se scurg, mai sunt doar 7 meciuri, dacă nu câștigi la o echipă care e scăpată de griji, cred eu, UTA, dacă este la 8 puncte de locul retrogradabil, dar totuși tot UTA este favorită. Spunem despre nebunia asta de la Craiova, unde Mititelu i-a ținut în vestiar aproape o oră, i-a ținut pe jucători să le facă, să le țină morală, să le, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Păi de ce să zice? Că el este principalul vinovat. El l-a adus pe Napoli, el a adus jucătorii, el îi cocoloșește pe jucători, el le dă foarte mulți bani, el face totul. Și atunci ăsta e rezultatul. Asta e rezultatul, să te bată oțelul gălați cu 2-1. Da. Și cu multe ocazii. A spus că sunt Mititelu Junior a spus că sunt 3 jucători care ei fură la antrenament. Tu n-ai un staff acolo, n-ai niște oameni care să te supravegheze, tu jucător, fotbalist. Cum? Scuză-mă, am jucat și eu la Liga 4 la fotbal, n-am jucat mai sus atât. Bă, dar știam că dacă am niște ture de alergare, treceam prin spatele fanionului. Nu treceam pe mijlocul terenului. Da. Cum pot fura jucătorii? Da, pot fura pentru că nu au un jupân în vestiar. Atât timp cât antrenorul care este în vestiar este făcut praf cu o săptămână înainte de a fi adus a 10-a oară în cazul clubului, sau cum a fost și înainte cu acel preparator fizic care era ținut în brațe de conducere până a fost dat afară, cel Vasilică. Nu poți. Deci, trebuie să înțeleagă lumea că vestiarul te etichetează foarte repede. Jucătorii de fotbal sunt foarte inteligenți. Te simți imediat dacă ești jupân sau dacă ești marionetă.
Dacă ești marionetă, gata, te-a terminat. N-ai nicio șansă. E, la PCSB îl simt pe Elias Aralambus, că e elev cu minte, e ce ăsta, cum îi zic eu mereu, elev cu minte, dar îl luau pe Jupân. Îl luau pe războinicul Luminii, care e Jupân, prin meme, că meme se duce zilnic acolo, și le cam frică. În România încă se joacă de frică. Încă se joacă de frică. Da. Și asta e un lucru. Cât e prea multă democrație, se întâmplă ce se întâmplă la Craiova. Bun. Cam atât, Vivi, pe ziua de astăzi. Repede. Dar vreau să am o certitudine de la tine că vei veni și marțea viitoare de la ora 3 aici. Cum să nu? Ne vedem aici 100%. Cu mare plăcere. Sigur. Sigur. În fața întregului popor. Promiți. Promit cu mare plăcere. Bun. Îți mulțumesc mult, Vivi. Te salut. Vă mulțumesc și vouă, dar înainte de a vă spune la revedere, vreau să vă trimit pe site-ul fanatic.ro pentru că veți vedea acolo câteva știri foarte, foarte interesante, iar una dintre ele este legată de niște dezvăluiri cheie de la audierea lui Bocciu în dosarul fumigenilor. Este foarte, foarte interesantă știrea, lucruri care nu s-au mai spus până astăzi, s-au spus la Suflet de Rapidist, la emisiunea de dinaintea noastră, și vă invit să intrați pe fanatic.ro. Până marțea viitoare la ora 15, noi vă urăm un weekend și o săptămână perfecte și să fiți sănătoși. Ne vedem aici. La revedere!